Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar. Biserica Sfântul Nicolae din Șchei nu e numai leagănul primei școli în limba română, nu e doar un străvechi lăcaș de cult al Brașovului și nu e doar polul spiritual în jurul căruia au supraviețuit locuitorii din Șchei de-a lungul secolelor. Se pare că edificiul are și taine, unele dintre ele greu de deslușit. În tur la cea mai înaltă a Sfintei Biserici, la baza crucii mari, stă așezat un glob de aur. Mulți ar crede că e doar un obiect de decor subscris unui stil arhitectonic anume. Dar e mai mult de atât. În acel misterios glob sunt depozitate documente vechi lăsate spre știința generațiilor viitoare, ca un fel de mesaj pentru urmași. Nu știe nimeni ce conțin exact acele hrisoave, cu toate că în 3 secole de 2 ori au fost scoase la lumină. Secretul lor a rămas pecetluit și se pare că va rămâne așa multă vreme. Doar la o nouă renovare a bisericii s-ar putea ajunge la manuscrise. Până atunci, globul de aur zăgăzuiește mai departe cel mai mare mister al Șcheiului. Descoperit și tăinuit din nou. Nu este o legendă, documentul despre care doar câțiva oameni au auzit există. Preotul Vasile Oltean, directorul primei școli românești, confirmă că globul de aur al celui mai mare turn adăpostește un manuscris de maximă importanță pentru Brașov și pentru tot neamul românesc. Iată cum a ajuns acolo. Documentul a fost redactat în 1742 de către Radu Tempea, cronicarul care a scris istoria Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei. Pe atunci era doar diacon. El a așezat în glob hrisovul împreună cu Dumitru Dascălul, care era de fapt Dumitru Duma din familia Dumeștilor și de la care ne-au rămas multe scrieri valoroase, explică Vasile Oltean. În 1887 biserica a fost renovată. Cu acest prilej, muncitorii au ajuns în turn și, la îndemnul preotului de atunci, au deschis globul. Misteriosul zapis a fost citit și copiat. A treia oară, când a avut loc o nouă renovare, în 1946, preotul Candid Mușlea a deschis din nou documentul, iar Ioan Emiliu Prodanu a redactat un proces verbal despre ce s-a descoperit. Dar manuscrisul care a înfruntat veacurile a fost așezat la locul lui în glob și, așa cum spune Vasile Oltean, nimeni nu știe exact ce conține. Tezaurul ascuns de comuniști. Până în 1965, ușa care duce la turn era zidită. În spatele ei am descoperit un tezaur inegalabil. 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente, sute de tablouri, toate manuscrisele lui Andrei Șaguna. Aici am găsit și această dare de seamă din 1946, încadrată la obiecte necatalogate. Am descoperit și un manuscris vechi din secolul XI, ceea ce a schimbat total istoria noastră. Primul secol francez este secolul XIII. Noi existam cu 200 de ani în urma lor. Asta e valabil și pentru cei care cred că nu eram pe aceste meleaguri, spune Vasile Oltean. De ce au fost ferecate aceste vestigii ale istoriei? Pentru că erau legate de biserică, pentru că vorbeau cu năduf de ocupația maghiară. Au fost salvate de preoții de la Biserica Sfântul Nicolae, comuniștii le-ar fi ars. Documentul care pomenește de hrisovul din globul de aur are 11 pagini și a fost redactat la 8 septembrie 1887. Dar n-a fost singurul, căci autorul scrie: alt înscris mai pe larg am pus noi în turnul cel mare al bisericii.
În afară de procesul verbal semnat de Ioan Emiliu Prodanu, preotul Mușlea a realizat și traducerea din chirilica a documentului original din Turnul cel Mare, dar numai el a știut ce a scris în el. Originalul nu l-a văzut nimeni. Așadar, manuscrisul pe care îl face astăzi public Vasile Oltean nu este cel din Globul de Aur al Turlei Mari, dar face referire la el. Este cel mai nou proces verbal despre acel tainic document. A fost plasat în globul unei turle secundare, în care, după cum se observă, de asemenea există lucruri importante puse la păstrat, la care nu ajunge nimeni. Acum 20 de ani am găsit și traducerea din chirilică de la 1887, dar nu vă pot îngădui să-l publicați încă. Pot să vă spun doar că este un document despre istoria brașovenilor din Șchiei. Ca stil și vocabular, e diferită de varianta din 1947. Originalul nu l-a văzut nimeni, mărturisește păstrătorul tainelor bisericii. Documentul de acum 60 de ani, relatând cele întâmplate la deschiderea anterioară a valorosului Hrisov, precizează că toate turnurile au fost reparate la 1887 de către totalitatea creștinilor majoreni. Când au luat crucile și globurile cele vechi jos, au aflat în globul acesta, din care scoateți domniile voastre acest înscrisul, numai o iconiță mică pe care se mai puteau citi numai următoarele cuvinte. Pusu sau această icono în turlă în anul 1742, septembrie 1. Lângă această veche icoană stă din 1887 încoace și documentul următor. Prima istorie a românilor. Către iubiții noștri nepoți și strănepoți. Așa și-au început strămoșii noștri mesajul pe care au vrut să-l aflăm și care este de fapt o istorie a românilor de la 1848 până în 1887. E o mărturie autentică a veacului 19. Încă nu se scrisese o istorie globală, ci numai cronici private de familii sau voievozi. Pornind de la particular la general, manuscrisul poate fi considerat prima încercare de istoria românilor. Era perioada absolutismului austro-ungar. Dacă preoții ar fi făcut public acest document, ar fi fost împușcați, precizează Vasile Oltean. Într-adevăr, cei ce au scris acest mesaj de istoria șcheilor a folosit termeni duri la adresa ocupației străine. Brașovu, Braso, Constad, Corona se ține astăzi de Ardeal sau Transilvania, iar aceasta e unită cu Ungaria. În toată Ungaria, dinpreună cu Transilvania, sunt aproape 3 milioane de români, se spune în document. Contemporan Revoluției Pașoptiste, autorii Hrisovului încep să povestească istoria românilor din acest moment, pentru că viața noastră politică națională se începe cu deosebire la anul 1848. În acest an al mântuirii popoarelor din întreaga Europa, dându-se impuls din Francia, s-au proclamat drepturile omenești: libertate, egalitate și frățietate. Sub ocupația austro-ungară. La adunarea din Câmpul Libertății, de la Blaj, au fost, după spusele cronicarului brașovean, 40.000 de români, printre care și brașovenii, protopopul Ioan Petricu și Ioan Burbea. După proclamarea libertății, s-a încins un sângeros război civil între unguri și români. Ungurii s-au luptat contra împăratului Austriei, care le era și regele Ungariei, noi românii am ținut cu împăratul. Ne-am luptat vitejește. Revoluțiunea a durat 2 ani. După război, românii au ajuns să fie numiți printre dregători, au primit unele înlesniri. Am început a ne ridica școli, astfel că azi fiecare comună unde se află români își are și școala sa românească.
dar a venit un nou război în 1866 cu Prusia, când armatele noastre au fost bătute. Soarta românilor s-a schimbat. Ungurii au început să-și ridice capul. Din monarhia Austriei s-a făcut monarhia Austro-Ungaria, cu formă dualistică, adică ungurii au căpătat dietă proprie, ministeriu propriu, iar Transilvania a unit-o fără voia românilor cu Ungaria. Din acest an au început suferințele pentru noi. Autorii care au trăit pe pielea lor acele vremuri se plângeau că, politicește, avem drepturi naționale pe hârtie, dar în faptă stăpânitorii, adică maghiarii, nu ne lasă să le folosim, fiindcă tendința lor este de a maghiariza toate popoarele din țară. Atunci rușii au chemat pe români într-ajutor. Contra supririi maghiare de atunci, românii se luptau cu toate armele iertate, fără a despera, și iubirea către limbă și națiune devine tot mai mare. Alinare găseau în biserica noastră greco-orientală de la 1866. Tot biserica susținea și învățământul și, astfel, școalele noastre în întreaga mitropolie stau binișor. Mitropolit era Miron Românul, născut în Ungaria, episcop al Aradului, era Ioan Mețianu, născut la Zărnești, iar episcop al Caransebeșului era brașoveanul Ioan Popazu. Documentul mai vorbește despre Andrei Baron de Șaguna, numit de români Marele Andrei. El era de viță Cuțovlah, adică român din Macedonia, astăzi provincie turcească. Șaguna era bărbat mare, înțeleg politic mare, și avea multă influență la curtea împăratului Francis Iosif I-ul. Relatând împrejurările în care s-a desfășurat războiul de independență, autorii notează: atunci rușii au chemat pe români într-ajutor fără condiție. Românii au trecut și ei Dunărea și au luptat cu atâta vitejie încât i-au admirat nu numai rușii și turcii, ci întreaga Europa. În urma acestui război, România s-a declarat regat sub Carol I de Hohenzollern. Faptele românilor din regat au avut influență bună și asupra noastră, a românilor din Ungaria și Austria. Un mesaj pentru brașovenii altor secole. Scrisoarea care ne este adresată nouă generațiilor viitoare se încheie cu enumerarea maestrilor care au contribuit la restaurarea Sfântului Lăcaș românesc, aproape toți sași și unguri. Aurarul Ludwig Goldschmidt, fierarul Gustav Bielz, tinichigii Dick și Gross, zidarul Lazar Andraș, lemnarul Friedrich Sachnen și măsarul Vasile Popovici. Așadar, s-a putut găsi și un meseriaș român. Măsarul nostru e cel mai vestit dintre toți măsarii din Brașov, fără osebire de naționalitate. Vă veți întreba dacă această scrisoare veche de 122 de ani, copiată în caractere latine la 1946, ascunde într-adevăr un mister. Nu! Chiar dacă o citim pentru prima oară, ea este doar o mărturie istorică plină de detalii prețioase. Existența, autenticitatea și conținutul sunt elucidate. Pe când documentul din Globul de Aur pomenit în scrisoare rămâne un subiect tabu. Mai multe înscrisuri am găsit în globul turnului celui mai înalt. Să știți că toate acestea le-am așezat în arhiva bisericii. Deci, legendarul Hrisov secret, despre care se spune că ar fi fost scrijelit pe foiță de aur, există. E și acum în glob, doar la restaurare să ajungem la el. Eu am încercat să mă urc acum câțiva ani, n-am reușit, mi s-a făcut rău, mărturisește Vasile Oltean. Se mai spune că, de fapt, un om de rând nici nu are voie să afle ce scrie în document. Dacă vreodată Hrisovul își va dezvălui tainele, nu știm. Până atunci, deși este la vedere, rămâne păzit cu strășnicie. Nu de forțe armate, sisteme de alarmă sofisticate, blesteme sau capcane,
ci pur și simplu de înțelepciunea înaintașilor noștri care au așezat misteriosul înscris la o înălțime care rivalizează cu muntele Tâmpa. Românilor din Șchei le ziceau trocari, fiindcă mulți dintre locuitori făceau găitani pe troci acum vreo 50 de ani. Ei se supără de această numire, dar aceasta se întâmplă din neștiință, căci numirea e tocmai așa de onorifică ca și când ai zice măsarului că e măsar fiindcă face mese. Deosebirea este că măsarului i s-a dat numirea de la obiectul ce-l prepară, pe când trocarului de la obiectul cu care prepară. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!